Zi istorică în Israel, împlinește 73 de ani, dar nu e vreme de sărbătoare. A fost cea mai violentă noapte de confruntări între israelieni și palestinieni, care s-a încheiat cu peste 130 de morți de ambele părți. De patru nopți, sirenele sună continuu în Israel, iar oamenii sunt nevoiți să fugă în buncăre în sune de explozii. Printre cei care trăiesc în teroare sunt și peste 100.000 de români. אמרתי שאנחנו נגבה מחיר כבד מאוד מהחמאס ומשאר ארגוני הטרור. אמירה האחרונה לא נאמרה, והמבצע הזה יימשך ככל שידרש כדי להשיב את השקט והביטחון למדינת ישראל. Trebuie să se lupte cu frica, cu teama, cu groaza, cu starea aceea de tensiune inexplicabilă pentru cei care n-au trecut prin ea, când auzi șuierând rachetele și când sunt lovite de către rachetele israeliene, bubuiturile acelea care zgutie casa. Vă dați seama ce înseamnă pentru om în vârstă. Au dat foc la o mașină de gunoi și au început să se bată, să împuște cu poliția, să facă scandal. Și mașina mea pe la 11:30 am văzut un flăcări. Am coborât jos la buncăr de câteva ori și n-am mai putut, am sunat la salvare. Discutăm despre situația de acolo cu Herman Berkowitz, medicul premierului israelian Benjamin Netanyahu. Bună seara și mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi în această seară la Știu. Care este atmosfera în Israel? Care este starea de spirit? Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Vă dați seama că starea de spirit în Israel totdeauna este bună, deși avem aceste terori care deja de 73 de ani de când există Israelul continuă în fiecare zi sau fiecare săptămână. Marea majoritate a populației se duce la lucru. Multe părți al Israelului unde nu cad rachetele, școlile sunt deschise. Eu mă duc la clinica mea, soția se duce la lucru, adică în mod normal totul continuă, doar în locul unde cad rachetele și din păcate rachetele cad într-o mare parte în partea de sud a Israelului și sunt orașe foarte cunoscute unde sunt foarte mulți români de origine, în Berșeva, Ashkelon, Ashdod, sunt niște orașe mari a Israelului în partea de sud unde în fiecare zi și astăzi toată ziua au căzut aceste rachete care și pur și simplu îi bagă pe toți în spereți, deoarece timpul ca să fugi la un bunker, cum spuneți dumneavoastră, sau eu zic un adăpost, că adăpostul ăsta este în cadrul unei case, poate să fie de la 10 secunde până la un minut. Deci trebuie să ajungi la acest bunker ca să te salvezi. Din păcate avem și noi morți și aceste rachete care cad nu mai contează. Sunt și arabi morți de la aceste rachete, deci nu sunt numai evrei. Și să ne avem foarte mulți răniți. Și din păcate, și din partea cealaltă, din partea în Gaza, sunt foarte mulți morți și foarte mulți răniți. Deși Israelul, știți foarte bine, are o grijă extraordinară să nu tragă în populație și chiar le dă avertismente înainte ca să tragă, le dă telefoane sau le dă încă un telefon ca să iasă din casă, ca să nu fie atinși acești persoane care sunt civile și care, din păcate, și acolo mor și copii și mor și femeile și oameni care absolut nu sunt implicați în acest teroare al Hamasului, care nimeni nu înțelege de ce a început, că doar această Hamasul noi putem să cucerim această fâșie de Gaza în câteva ore și putem să terminăm Gaza. Noi nu avem nevoie însă de această fâșie și noi suntem și foarte puternici. Noi nu suntem o țară slabă, doar o mică parte al armamentului israelian este folosit acum și noi pur și simplu în aceste zile și cum știți și dumneavoastră ieri și astăzi și noi am bombardat extraordinar de mult și am reușit chiar să terminăm niște tunele subterane care toată Gaza este acoperită de aceste tunele subterane unde toți teroriștii ăștia se ascund, nu scot aproape capul fiindcă de teamă să nu fie uciși și acum deodată îți dai seama că acești oameni care sunt așa de lași au fost foarte mulți omorâți. Deci noi am avut un mare succes în această seară când aceste tunele au fost bombardate și s-au prăbușit peste foarte mulți din acești teroriști.
Da, dar pe lângă, scuze-mă un pic, Dan, pe lângă acești teroriști, domnule Bercoviț, au murit foarte mulți civili, zeci de copii, au murit femei. Înțeleg că Israelul are o procedură clară, avertizează înainte de a lansa un atac. Cum vă explicați atunci numărul mare de morți în rândul civililor? Repet, foarte, copii, femei. Foarte simplu. Gaza este un loc foarte mic și un loc unde toate casele sunt una în alta. Acești teroriști s-ascund în case, s-ascund în clădiri de școli, s-ascund în spitale, s-ascund în spatele copiilor și femeilor și de acolo trag. Vă dați seama că de multe ori aceste rachete vin din case particulare ale oamenilor. Noi trebuie să răspundem înapoi la aceste rachete, că doar și pe noi poate să ne omoare și, din păcate, mor copii și femei pe care noi nici nu ne gândim să-i omorâm. Noi ne gândim să omorâm acești teroriști care se ascund ca niște lași în spatele copiilor și în spatele femeilor. Și să știți că în Israel toată lumea, nu contează ce poziție politică ai, toată lumea pare rău de aceste persoane și aceste copii, fiindcă, vă dați seama, și în Israel, ieri a fost înmormântat, nu ieri, astăzi, ieri a fost omorât un copil de 6 ani, o schiză i-a tăiat capul, astăzi s-a avut loc înmormântare și vă dați seama că Hamasul știa exact unde are loc înmormântare și au început să treacă cu rachete la înmormântare. Deci nici acest lucru n-au dat la părinți, care mama este internată într-o stare gravă doar și doar tatăl care a îngropat acest copil n-a putut să îngroape acest copil cu siguranță. Deci, vedeți, de-a dreptul dramatice, o atmosferă cumplită acolo. Vreau să vă mai întreb, cum anticipați că vor evolua lucrurile în perioada următoare? Ca de obicei, noi suntem prea puternici. Deja, cum am presupus și am spus totdeauna, deja Gaza cere ca să întrerupem, să facem întrerupere al focului. Deja sunt eu delegații din Egipt, deja astăzi este la noi în Ierusalim, deja a început să ne facă presiuni. Deja Biden puțin a început să ne facă presiuni și așa mai departe. Și aceste presiuni vor crește și duminică Organizația Unită se întâlnește și iarăși o să... Bun, mulțumim foarte mult pentru intervenție, domnul Herman Bercoviț, cu detalii despre evenimentele cumplite de acolo, mulți răniți, mulți morți și în rândul israelienilor și în rândul palestinienilor, un conflict care s-a rostogolit extrem de repede, într-o săptămână, iată, deja am ajuns la un adevărat război.